Polițiștii de patrulare au ieșit la vânătoarea de șoferi care încalcă legea. Astfel, pe Bulevardul Moscova, oamenii legii au împărțit zeci de amenzi șoferilor prinși fără centură de siguranță sau care vorbeau la telefon în timpul condusului. Bună ziua! Poliția patrulare, inspector Bulgaru, sunt interzis exploatoarea telefonului în timpul conducerii automobilului. Cunoașteți? Deși recunosc faptul că centura de siguranță este indispensabilă pentru siguranța în trafic, iar folosirea telefonului mobil la volan crește riscul producerii accidentelor, unii dintre cei amendați au încercat să se justifice. Am fost stopat pentru necuplare centurii de siguranță, dar după cum vedeți, este. E, oricum, încearc și să lucreze, să fac față oricum, dar nu cred. Majoritatea proceselor se contestă. Pentru incompetența colaboratorilor de poliție. Nu intenționat se întâmplă. Toți suntem oameni și că câteodată ne greșim. La mare parte, toți șoferii cred că recunosc, pentru că, cum am mai spus, ceva uman, adică din neatenție sau poate vorbești cineva alături, așa că se întâmplă. Nu foloseam telefonul. Era doar în mână, nu cred că e o problemă. Atâta tot. De ce sunt binevenite astfel de acțiune? Să fim mai prudenți. O să vă disciplineze? Cu siguranță. Potrivit oamenilor legii, pentru aceste încălcări, legislația prevede o amendă de până la 600 de lei cu aplicarea a 3 puncte de penalizare. Zilnic, teritoriul municipiului Chișinău sunt antrenați și în patrulare angajați care patrulează cu motocicletele. Fapt la care duci de să se sensibilizeze conducătorii auto în locuri mai puțin accesibile cu automobilele. Activitatea de bază este documentarea motocicletelor, mai mult. Iar în cazul depistării unor conducători auto, care ignoră necuplarea centurii de siguranță sau convorbirile telefonice, sunt mai ușor de probat și documentat. De la începutul anului, poliția a depistat peste 50.000 de încălcări în traficul rutier, unde conducătorii auto nu aveau cuplată centura de siguranță sau purtau convorbiri telefonice în timp ce se aflau la volan. Potrivit unui studiu realizat la nivel european, lipsa centurii de siguranță este cea de-a doua cauză de deces în accidentele rutiere după viteza excesivă.